Deșteptarea. Avem o știre. Uite, vezi, toată România discută zilele astea despre scumpirea gazului, despre tarifele mari de la energie electrică. E o adevărată criză. Fiecare nu știe pe unde să scoată cămașa. În Marea Britanie, veștile proaste vin din altă parte. După scumpiri și rafturi goale generate de Brexit, evident, în mai toate magazinele, acum britanicii au primit vestea că țara lor ar putea rămâne fără vin fix înainte de Crăciun. Mamă, deci asta, da, veste rea. Pentru englezi? Ai nebunit? Dar eu ori avea vin de țară. Eu aici vreau să ajung. Vinul casei. Ori știi ce înseamnă, nu? Vinul casei, atenție. Nu. Vinul casei e la, ții de la unul dintre producători un vin anume la, și la revedere, da. Bag in box bărsat. Și vin zbărsat. Vin de țară, făcut de tine acasă. Făcut la tine bătătură. Că dacă ar fi avut, n-ar mai fi avut problema asta. Adică la noi în țară, de exemplu, asta ar fi tragedia. Să anunțe autoritățile că anul ăsta de Crăciun n-o să avem vin de țară. Ăla de la magazin de lângolo. Se găsește din ce în ce mai mult. Da, criza vinului a fost anunțată de șeful celei mai mari companii vinicole din Marea Britanie. El îi îndeamnă pe britanii să se aștepte la prețuri mai mari și la rafturi goale în perioada Crăciunului. Britanicii vor rămâne fără vin de sărbători pentru că n-au suficient șoferi de camioane. Uite, asta e explicația. Știi că am mai vorbit. A, deci nu e problemă cu producția de... Nu e problemă cu vinul, de fapt. Problema e cu șoferii de camioane care nu reușesc să... Problema lor cu deficitul de șoferi de camioane e amplă. Adică au, din toate punctele de vedere, necazuri cu treaba asta. Păi da, dar vezi, cu... au nișat-o și ei pe vin. Pe cei doare cel mai tare. Unde... Dar mă mir că n-au dus-o în bere. Bine, dacă o duc în bere, acolo este revoluție. Deci, eu zic că totul până la bere. Dă vin mai... Sufere. O să fie un pic mai scump până de sărbători. Dacă le-ar fi zis, nu mai avem bere de Crăciun, acolo îi lovea, ieșea lumea în stradă. Au berea aia lor cu pulpă, așa îi zic eu. E atât de tulbure, ai băut la ei. Am încercat. În limita posibilităților, că era foarte scumpă, totul e foarte scump. Extrem de scump, da. Și când am fost prima oară acolo, am fost într-un pub și zic, hai mă, m-a întrebat ce, zic, dați-mi de asta. Băi, nene, era, nu se poate... Era o cremă. Mie nu mi-a plăcut de nicio culoare. Nu e pe felul meu. Auzi, poate de asta britanicii pleacă și foarte des în deplasări la meciuri, acum că s-a dat drumul, că au probleme cu vinul și cu berea la ei în țară. Categoric. Și pleacă să bea în deplasare, cine știe. Bun, 100.000 de șoferi, înțeleg că e deficitul da, asta de e cifra șoferi de care în Marea Britanie, așa că poate vreți să vă schimbați cariera. Ce zici, Luca? Ne luăm și noi carnetul de categoria pentru... șofer de camion? Să știi că se fac bani mulți, dar e și muncă multă. Mă uitam și vara asta, când am fost în Grecia, nu știu dacă ai văzut și tu, eu când am plecat, pe sensul celălalt, la intrarea din Grecia în Bulgaria, era o coloană de tiruri. Deci eu dacă aș fi fost șofer de tir în coloana aia... Îți dă demisia acolo. Dă demisia pe loc. Deci rămânea tirul ăla acolo și luați-vă, spălați-vă cu el pe cap. Deșteptarea